După cum observăm, din pomișorii noștri lipsesc furnicile. Lipsind furnicile, lipsesc dușmanii noștri ai pomicultorilor, în mod direct ai plantelor, lipsesc afidele. Afidele care se instalează pe lăstarii noi ai pomișorilor aflați în creștere. Dar afidele sunt purtate de către furnici. De ce nu sunt furnici? Dintr-un motiv relativ simplu. Furnicile iubesc ordinea. Furnicile merg încolonate pe căi bătătorite. Așa cum se vede în această imagine. Furnicile nu iubesc iarba și nu iubesc obstacolele. Creind un obstacol de iarbă cosită la baza pomilor, furnicile nu mai pot urca cu ușurință în pomi să transporte afidele. Nemai urcându-se în pomi, pomii au scăpat în mod indirect de afide. Baza aceasta, formată din iarbă cosită, este o barieră naturală împotriva furnicilor. Și nu în ultimul rând, este o barieră împotriva uscării excedentare a solului. Pe caniculă, sub acest strat de iarbă cosită de mulci, se asigură o umiditate relativă din condens și astfel pomii sunt mult mai bine protejați. Eu am protejat în livada mea toți pomișorii tineri, precum și arbuștii. Aplicați și voi această metodă, este o metodă simplă și eficientă.